România este la un pas de infringement pentru că nu reușește să implementeze toate programele de aducțiune apă-canalizare din cauza faptului că nu există suficienți specialiști în domeniul apei. Deputatul PSD și președinte al Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, Natalia Intotero, îi îndeamnă pe tineri să își îndrepte atenția spre acest domeniu pentru că, spune ea, inginerii specialiști în sistemele de apă și canalizare sunt o necesitate pentru România. Specialiștii din domeniul apei sunt cei care gestionează partea tehnică de aducțiune, funcțiune și conducerea construcțiilor aferente sistemului de alimentări cu apă și canalizări. Însă, din păcate, la nivel național, dar și în județ, există deficit de personal calificat. Astfel, în cadrul Comisiei pentru Învățământ a Camerei Deputaților, al cărei președinte este deputatul hunedorean Natalia Intotero, s-a organizat o dezbatere cu scopul de a cunoaște situația reală a meseriei de ingineri hidrotehnic, dar și soluțiile de promovare a acesteia în rândul tinerilor. Am avut la Parlament o dezbatere în care am tras un semnal de alarmă. România nu are specialiști ingineri cu specializarea în domeniul apei. Deci, cine urmează cursurile unei astfel de facultăți, și anume Universitatea Politehnică din Timișoara, pentru că cea de inginerie de la Hunedoara este partener cu Politehnica din Timișoara. Deci Universitatea Politehnică din Timișoara, Universitatea Oradea și Universitatea Tehnică și Construcții București, pe fiecare universitate sunt câte 60 de locuri, dar nu se ocupă aceste 60 de locuri. Deci din anul 2, studenții au loc de muncă. Salariul de pornire este undeva de la 8.000 de lei net. Da, nu este o facultate ușoară pentru că se face matematică, însă partea de admitere este pe bază de dosar și li se acordă burse și li se acordă stimulente și cazare în internat, pentru că România este la un pas de a fi pe infringement, că nu reușește să implementeze toate programele astea de aducțiune, apă, canalizare, că nu avem forță de muncă să fie calificată, adică inginer pe domeniul acesta de apă. Banii europeni sunt de ajutor pentru revitalizarea specializărilor hidrotehnice. Prin fonduri europene se finanțează stagii de practică la companiile de construcții de apă și canalizare, iar studenții își pot găsi încă din timpul studiilor un loc de muncă sigur și de viitor.